Șomerii care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 de kilometri față de localitatea de domiciliu sau reședință și își stabilesc domiciliul sau reședința în localitatea respectivă, pot primi cel mult 900 de lei pe lună pe o perioadă de cel mult 3 ani. Acest sprijin financiar, denumit primă de relocare, reprezintă 75% din suma necesară a acoperirii cheltuielilor cu chiria și utilitățile noul domiciliu sau reședință. Pentru a beneficia de această primă, persoanele interesate trebuie Trebuie să se adreseze cu cerere Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă. De asemenea, aceștia trebuie să îndeplinească anumite condiții, respectiv să prezinte contract de muncă cu normă întreagă încheiat pentru cel puțin 12 luni, să aibă venituri lunare mai mici de 5.000 de lei pe lună și să nu beneficieze de locuință de serviciu asigurată de către angajator.